Bună, dragilor, ne revedem la un nou clip de cumpărături lunare. Puteți să-l numiți un haul Lidl, pentru că am cumpărat o groază de chestii de la Lidl, mai mult așa pentru avut acolo în casă, pentru că ne-am trezit că nu aveam... Nu, hai să vă spun. Noi suntem în proces de recuperare după COVID. Toți, absolut toți din casă am avut COVID. La mine s-a manifestat și cu o greață, mâncam foarte selectiv și ne-am dat seama că noi foarte multe alimente în casă nu mai aveam, cel puțin așa pe partea asta de semi-preparate, și n-am putut ieși și n-a fost chiar drăguț. Astfel că veți vedea că am cumpărat așa niște sortimente de avut acolo în cămară, dacă vreți. Bun, asta e înghețata, nu are legătură cu COVID-ul, o luasem cred că vreo săptămână înainte de a se declanșa. Din săptămâna orientală, foarte bună înghețata asta cu curmale și aceasta cu mentă și ceai verde. Prin aplicație au avut promoție la crackers și ăștia de creveți, care mie îmi plac și iau când găsesc promoție. De asemenea, la ofertă am găsit acest somon, aproape 20 de lei, 19,59, de la condimentată. Eu l-am pus la congelator pentru că expira în curând și de aceea nu se mai vede. E somonul ăla condimentat, e foarte bun. Churros. Acestea cu cremă de ciocolată în interior sunt delicioase, delicioși, nu știu dacă să de gen feminin sau masculin, și sunt și de post. Așa că am luat două cutiuțe. Iar prin aplicație am avut un voucher de 10% la crocanțelele astea cu brânză. Am luat două sortimente, Gouda Rings și Mozzarella Sticks, la solicitarea Ameliei. Da, a zis că e poftă de așa ceva și s-a nimerit foarte bine cu reducerea. Mango congelat și mix de fructe de pădure plus afine congelate pentru ovăzul fetelor. Tot pe partea de congelate... Nuggets-urile astea, nici nu știu cum să le numesc, de pui, pe care le mănâncă fetele foarte bine. Da, noroc am mai avut o cutie, cred că în casă, și le-am tot dat în perioada asta și apoi a reușit Florin să se ducă la Lidl, pentru că am fost praf toți, praf, numai la pat am stat. Sana, cerealele cu vișine și iaurt. Și le-am mai luat și pe acestea cu căpșuni și ciocolată. Ovăz, paste fusili. Erau la ofertă la un moment dat acești biscuiți sandwich, sunt foarte, foarte buni. Pe principiul discutat mai devreme, ananas, compot de ananas. Compotul ăsta de ananas rondele, doar acesta, rondele, nu conține zahăr, conține doar ananas și suc. Nu-l găsim mereu și acum am zis să ne facem stocul. Mazăre pentru zilele de post și uneori mi-e poftă și mănânc și așa mazăre fiartă. În aceasta fină e tare gustoasă. Și am luat și un borcan așa. Fasole în sos de roșii, foarte multă linte, de asemenea pentru zilele de post. Eu pur și simplu amestec un pic de ulei de măsline cu ceapă, ceva, și iese o salată delicioasă, o porțioară odată de luat la pachet. Grana padano ras, un baton de salam de Sibiu, cașcaval feliat, perluțele de brânză foarte bune, unt. Acesta e sărat, e foarte gustos, lapte bătut, a luat Florin acest vin, busuioacă, ulei de măsline, acesta extra virgin 750 ml și ăsta la 1 litru, pate cu ierburi aromatice din săptămâna franțuzească, l-a luat Florin, eu parcă zic că noi l-am mai cumpărat odată și nu ne-au plăcut, cel puțin nouă fetelor nu ne-a plăcut, pardon. Roșioare sherry în suc de roșii pentru sosurile pe care le facem în casă, pentru paste. Prăjitură pentru menaj, nu, ciocolată pentru menaj, aceasta e amărui, aceasta e ciocolată cu lapte. Hârtie igienică, un box în acesta mare, XXL, 24 de role și două pachete de hârtie igienică umedă. Spaghetti. Am găsit plăcințelele astea cu ton.
umplute cu tomn și roșii, cred că sunt bune. Sosuri. Am găsit aceste două sosuri mai deosebite, salsa chimichurri, n-am gustat și am tot auzit de acest chimichurri, zic, wow, trebuie să-l gust și eu, și salsa chipotle, lapte, zahăr brun, mixul pentru cappuccino, vă spuneam eu că nu-l mai găsesc pe cel white, ei bine, a reapărut, se pare că au schimbat ambalajul acestui mix, nu doar ăstuia white, cele... tuturor celor trei sortimente care sunt în gamă. Și asta s-a întâmplat, le-au schimbat ambalajul și probabil că din acest motiv o perioadă nu s-au mai găsit. Bucăți de ton cu legume. Wow, deci îmi plouă în gură când văd ăsta. Abia aștept să-l desfacem. Șuncă pentru sandwich-uri, am găsit-o redusă la 4,54 lei. Sos din roșioare sherry și unul din acesta cu ciuperci. Roșii uscate, au și capere. Iam pentru salate și pentru sandvișurile de post. Am găsit la preț bun acest salam feliat, salam de Sibiu feliat de la Reinhard. Și am luat pentru sandvișuri. De asemenea, la ofertă era această șuncă, foarte bună e șunca asta, curată, așa, nu are grăsime, nu are zgârciuri, nu. Da. Pecorino romano pentru paste, ceai verde cu pulbere de macea, paste umplute, acestea sunt vegane, le-am luat pentru post, acestea sunt umplute cu spanac, broccoli și măsline, iar acestea cu ciuperci. Oh, n-am desfăcut punga și nu voi putea cu o mână, dar poate reușiți voi să vedeți. Am cumpărat câteva bombonele de astea cu mentă, cu ciocolată și mentă, pentru că sunt de post și am zis să le am pentru zilele de post. Pâinea asta feliată cu care le facem sandvișuri fetelor, am găsit-o redusă la 3 lei. Am cumpărat două pachete. Mixul acesta de nuci. Am pus ochii pe el de mult timp și tot așteptam să intre la o ofertă, ceva reducere. Și la un moment dat s-a întâmplat minunea, mix de arahide, migdale, nuci, caju, nuci pican, fistic și măsline. N-am văzut așa o combinație până acum și cu fisticul curățat, și cu nuci, caju, și cu pican. Abia aștept să-l gustăm pe ăsta. Cereale Tiger pentru fete, bineînțeles, deși ele mănâncă sandvișuri dimineața, din când în când mai cer și cereale cu lapte. Ardei ăștia măcinați și în ulei de măsline, iam. Semințe de floarea soarelui sărate și prăjite, le-am, de fapt coapte, le-am cumpărat pentru că noi adulții la un moment dat am mai cumpărat semințe de floarea soarelui și fetele, bineînțeles, că nu se descurcă să le desfacă, până le desfăceam lor de fiecare dată, ne chinuiam, pofteau și ele până le dădeam câte un miezuleț, trebuie să le mai iau așa miez, praf de copt pentru gătit, bineînțeles. Și gnocchi cu spanac și cu roșii. Iar acestea, că de asta a fost nebunie luna asta cu Lidl-ul, sunt gratuitățile pe această lună. Un suc cu vișine, noi nu cumpărăm sucuri de genul ăsta. Mă enervează că pun îndulcitor, pentru că eu imediat simt îndulcitorul. Deci are zahăr, dar are și îndulcitor. Eu prefer zahăr decât îndulcitor. Dar să știți că față de alte sucuri din comerț, mi se pare ok pe partea asta de coloranți. E colorat cu morcov negru. Morcov negru pentru culoare, mare lucru, pentru că majoritatea sunt cu carmin, acel colorant din gândaci, sau mai rău, artificialul ăla făcut în laboratoare, e, nu știu, 100 și ceva roșu, briliant, parcă îi spune, da, care am înțeles că e și periculos. Grisinele, iar la un moment dat, prin aplicație le-am primit gratuit, gratis, și când am ajuns la 1000 de lei cheltuiți, am putut alege această cafea. Aici, secțiunea Carrefour, sare pentru mașina de spălat vase, 1 kg, împărțit, sunt pachetele, 4 pachetele așa. Am găsit la reducere și am congelat acești nuggets vegani, 7 lei. Tonul de sos de roșii, știți că e un preferat
de mulți ani. L-am găsit la oareși ce reducere, dacă să fiu sinceră, reducere sau nereducere, o dată pe lună cumpăr două pachete din acestea. Sare, muștar, rusesc se pare. Feliile de mortadela vegană de la Verdino au avut o reducere prin aplicație și le-am luat, sunt delicioase, nu știu cum fac mortadela asta, zici că e mortadela cu carne și bineînțeles e ok ca și ingrediente. Actimel pentru fete, încă o tocată vegană pentru că îmi place foarte mult, era la ofertă la un moment dat mixul ăsta de crocanțele. Ce am zis să mai luăm acum pe perioada verii, că fetele toată ziua strigă la geam: mami, crocanțele, mami, înghețată. Nu știu cum e la voi, dar la noi așa este. Și am găsit la reducere laptele ăsta de 3,5% grăsime de la Campina la 5,75 lei. Este 1,4 litru parcă. Da. De la Paco, un lanț local de magazine de la noi, am mai vorbit despre acest magazin. Cumpăr frecvent mălaiul de la Enache, foarte bun, e foarte, foarte bun, e mărunțel așa. Și mă arăt două conserve de fasole, aceasta maronie așa și fasole albă. Și am văzut acești biscuiți, aceste prăjiturele, mi-au făcut o poftă și acum când vorbesc cu voi și fiind o zi de miercuri, nu pot mânca de dulce, trebuie aștept mâine joi toată familia la prăjiturelele astea, pentru că scrie pe ele că sunt niște, eu le spun prăjituri, se pare că sunt biscuiți cu lapte condensat și cocos. Umplutură din lapte condensat, da. Și am luat două conserve de pate. Tot încerc să găsesc pateul cu textura aia fină, așa cum era cândva. Am luat de la Scandia din acesta cu eticheta retro, că mi-am dat seama că nu știu să fi cumpărat. Da, nu știu să fi cumpărat din acesta, e de pui. Dar Scandia, conserva asta mai... pe care o vedem peste tot, nu știu cum să mă exprim, un pic rotunjită, așa... în partea de jos, am încercat cam toate variantele de la ei și nu mai e pateul care era cândva sub nicio formă, e un pate aerat așa, un pic spumos, nu știu cum să mă exprim, nu e acela onctuos așa și perfect fin, așa că vreau să-l văd pe acesta. Și am luat și antrefrig, nu știu cum or fi. Mega Image, am găsit la jumătate de preț acest sos bechamel, are ingrediente curate din ce am văzut eu, e curățel și să facem o lasagna, dacă tot l-am găsit la jumătate de preț. Și la ofertă era acest ton afumat cu lămâie și oregano, sună grozav. Din DM am luat sare pentru mașina de spălat vase, două șampoane cu balsam pentru fete, acesta e mai micuț așa, 50 de ml, uitați-vă un pic ce imprimeu, ce imagine, e sigur din colecția de iarnă ceva rămas, dar n-a fost la reducere. Și acesta, Princess, două cutii cu lapte, iar de la Pepco acest set de ustensile de bucătărie, ustensile din lemn. A fost 8,50 lei, sunt utile, eu am o lingură pe care o folosesc de mult timp, de ani de zile, și care în ultima perioadă nu s-a deteriorat prea mult, e chiar ok, dar e insuficientă, că uneori gătesc eu, uneori gătește mama, mai gătește și Florin și o singură lingură de acest gen e prea puțin. Și încheiem ca de multe ori cu articole vestimentare, destule de data asta, destule. De cele mai multe ori am cumpărat multe pentru Sofie și cazul de astăzi, însă am mai avut nevoie și pentru Ameliuța de câteva bluzițe, 4 respectiv, pentru la toamnă. Aceasta e pentru exterior, pentru o pereche de pantalonași și verzulie așa pe care i-are. Am găsit-o redusă la 22,99. Iar acestea 3 sunt pentru casă, 20,99 aceasta,
Asta super drăguță cu iepuraș, o să fie foarte încântată. 15,99 și 20,99. Asta are niște detalii așa. Pentru școală, pentru Sofie, am luat acest tricou de la Decathlon. Din Sinsei mi-am mai cumpărat eu o cană, că am și o obsesie, dacă nu mai multe. 9,99 a fost redusă și le-am mai cumpărat fetelor câteva elastice, două seturi de câte 2 seturi, fiecare costând 7,99 la reducere, foarte frumoase culorile. Aici mi-a plăcut asta cu floricele. Și bluzițe două. Asta are și volăna și așa. 9,99 și aceasta are niște volănașe așa pe mânecă, 12,99. Am găsit această geantă în C&A, această poșetă. Poate nu e chiar cea mai frumoasă geantă ever, dar pentru mine este exact dimensiunea pe care mi-o doresc și ca simplitate, așa, iar designul, dacă vreți, e chiar pe placul meu. Am căutat o geantă de genul ăsta, dacă mă credeți, cât am fost în concediu. Am tot căutat prin Constanța, pe la mall, nu am găsit nimic de acest fel. Și iată că tocmai în Focșani sau chiar în Focșani am găsit-o redusă la 59,99. Fustița asta de școală, redusă la 24,99, nu era singura, erau toate mărimile, nu știu, cred că au scos din colecția mai veche sau ceva, de le-au băgat deja reduse. Și tot din C&D, un set de două bluzițe de toamnă, 34,99. I-am mai luat Sofiei o jachetă de exterior pentru vară, deci foarte subțire, din H&M, 34,99. Și toate acestea cu care și închei sunt articole din Waikiki. Un set de două maiuțe, pentru că au designul ăsta drăguț, maiuțele de la Waikiki și cu bretelețele astea subțiri. Și deși nu aveam nevoie acum, nu mereu găsesc. Și nu mereu drăguțe și am zis să profit că erau și reduse la 17,99 setul de două bucăți. Și aici e un set, acesta e cumpărat ca și set, 29,99, tare drăguț, de acum de vară, de plimbările ușoare din această perioadă și cu paiete. Iar pe acestea le-am făcut eu două seturi. Maiuțul ăsta, unicorn, 16,99, cu pantalonașii ăștia, 39,99. Foarte bine vin împreună. Și bluzița aceasta sau maiuțul ăsta, care, înțelegeți, e o fată care citește și e înconjurată de pisici. Spuneți-mi voi că nu scrie Sofia pe ea sau pe el, pe maiuț, 10,99 și am zis să-l combinăm cu pantalonașii ăștia, 26,99. Și cu asta, dragii mei, am încheiat și acest haul de cumpărături lunare. Vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă aștept la următorul video. Pa, pa!